Sunt în Țiglina 2. Da. În apropiere de liceul 10. Și biserica din față, ce se vede pe aici, în special mă adresez tuturor, dar cu predilecție fiului meu, care e departe de mine acum. Și sper că recunoaște locurile, deși s-au schimbat siglele. Adică magazinele sunt, clădirile sunt, dar funcționează altceva acolo. Undeva aici în spate, la parterul unui bloc, îmi duceam în fiecare zi copilul la grădiniță. Bine, când eu, când tataie, na, depinde cine, cum era acasă. Dacă eram eu, mă duceam eu. Dacă nu eram, ducea tataie. Da, veneam de acolo, de la M3, de sus, de la stradă, din Coșbuc. Și aici, pe lângă clădirea asta, era un magazin alimentar, acum nu mai este. E ceva cu frigorifice, reparații frigorifice. Aici, la parterul blocului ăstuia, care este B2, da, blocul B2, era o grădiniță. Mă rog, aici am avut copil la grădiniță și e și acum. Ia uite, e și acum, marea surpriză. Grădinița, aici a făcut băiatul meu grădinița. Fiind până zonă, mi-a fost dor. Grădinița numărul 41. Grădinița cu program normal, numărul 41. Încă mai e grădiniță. Numai că e închisă pentru că, na, asta e situația. Stare de urgență, stare de alertă, stare de orice, numai normalitate nu. Când om intra în stare de normalitate, nu știu. Grădinița cu program normal, numărul 40, Galați. Așa. Da, și aici a fost. Primului an de grădiniță aici a fost. Când el nu vrea să meargă la grădiniță. Îți amintești, Nicușor? Nico. Și tot îi spuneam, tot îi repetam în fiecare zi sau de câteva ori pe zi, că o să vină o zi, că o să mergem la grădiniță. Și într-o zi s-a plictisit și spune, s-a plictisit de atâta insistențe ale mele și spune, haide mă, vreau să mă duc la grădiniță, să vedem ce e acolo. Azi merg la grădiniță, mâine nu știu. Bă, tu trebuie să fii hotărât, îi zic. Când mergi la grădiniță, când începi cu grădinița, păi așa, mergi la grădiniță în fiecare zi până la vacanță. Nu poți să mergi azi și mâine nu. Ei, s-a gândit, s-a răzgândit. Zic, dar nu putem să mergem mâine sau azi. Pentru că era în cursul anului școlar. Era prea mic atunci, avea vreo 3 ani, dar eu încercam să-i pregătesc psihicul. Zic că, da, de la toamnă, asta că îl făceam să-și dorească. Da, de la toamnă, asta era până, cum e acum, mai, iunie. Zic, acum urmează să ia elevii vacanță, școlarii, grădinățarii, mă rog, copiii de grădiniță vacanță. Și după, când începe anul școlar, când începe anul școlar, mergem, da, mergem la grădiniță. Ei, nu vă zic că toată vacanța aia a așteptat ca altceva. Să termine vacanța, ca să înceapă grădinița. Și toamna a început băiatul să meargă la grădiniță. Și n-a mai zis că nu vrea. În fiecare zi, bineînțeles că a avut parte de educatoare super, 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 cu foarte multă experiență, îi făcea să-și dorească să vină și a doua zi, și a treia zi. Tot ce făceau ei acolo era benevol. Nu era obligat să facă absolut nimic. Dacă la un moment dat un copil vrea să meargă să dea pe saltea, să facă nu știu ce exerciții, era liber. Deci un program liber ales, sub supraveghere atentă a doamnei educatoare, pe care o salut și dacă mă vede să știe că mi-e dor de ea, nu mai știu cum. Din păcate, dacă aș reîntâlni-o, mi-aș aduce aminte, adică o recunosc, sigur, fizionomiile oamenilor îi recunosc repede pe oameni, dar nu mi încarcă memoria cu nume, nu că nu are sens să rețin tot felul de nume. Dacă văd omul la ochi, mi-aduc aminte exact de unde și cum îl știu. O salut, o îmbrățișez, chiar dacă virtual, dar mi-a lăsat
vorbesc cu plăcere, mi-a lăsat o amintire plăcută, vorbesc cu plăcere oricând, dumneai, au avut copii, ce învățat de la ea, o femeie cu multă, multă experiență și cu mult har pedagogic. Primul an de grădiniță l-a făcut aici, apoi, din cauza unor conjuncturi ale vieții de familie, a trebuit să mergem în alt cartier, unde nu a mai fost atât de bine, dar asta e viața. Uneori mai bună, alteori mai puțin bună. Acum trebuie să traversăm strada, pentru că trebuie să traversăm. Aici s-a construit o biserică la răspântia asta și nu știu cum să fac, pentru că aici trecere exclusiv pentru biserică. Trebuie să mă descurc cumva, că trebuie să mă duc la cabinetul veterinar să-mi iau motănelul. Haideți să vă spun și despre motănel. Ce s-a întâmplat cu el? Tarzan, motănelul nostru adolescent, care e la, mă rog, la vârsta adolescenței, care e foarte năzbâtios și neliniștit, ieri dimineață mi-a venit, era ușor murdar de sânge așa pe un picior, dar am zis că cine știe, s-o fi bătut, s-o fi zgâriat, s-o fi... Nu am dat mare importanță, dar când am văzut eu mai târziu, avea, Doamne Dumnezeule, ceva ieșit. Ceva rupt, ceva fără blană, ceva... Nu știu, am zis că i-a ieșit mațele. Nu era, era un testicul. Trebuie să trec strada și nu e bine pe aici, dar trebuie să o trec. Că n-am cum, că la trecere mai e mult. Da. Și... și da, e vina lor că n-au făcut treceri pe unde trebuie. Au făcut treceri care sunt prea dese, care sunt prea rare. Și ce credeți voi? Probabil că s-a bătut cu alții, nu știu, motani sau câini sau ce-o fi fost, că mi-a venit cu pielea ruptă la un testicul. Dacă pățiți așa, nu stați, nu lăsați acasă. Mergeți cu la doctor neîntârziat. Eu n-am putut veni ieri că, mă rog, așa a fost situația. Era târziu când am văzut, târziu. Mă rog, până mă pregăteam, până luam trenul, până nu știu ce, nu mai nimeream doctor. Dar, la un caz de ăsta, veniți neîntârziat la doctor, pentru că nu e de stat deloc. Da, aici la secția 2, în față la secția 2, este trecere de pietoni. Ce să vezi? Ei și-au făcut propria trecere. Da. Și aici nu avem semafor, așa că trecem dacă avem, când sunt oprite mașinile dincolo la semafor, trecem și noi acilișa. Da, da, da. Haide, mă. Ce crezi, frate? Aici e baie mare. Vine să zbier. Dar răbdare, cu răbdare. Cu multă răbdare. Hai bă, ca cu rândul meu. Hai, mai stai acolo, așteaptă. Mai redu viteza, că nu te-a făcut măta la volan. Așa, și eu la când sunt la volan, la fel fac. Ce să facem? Trebuie să ne îngăduim unii cu alții. Și asta vă spusei. Am văzut care-i treaba. Și să nu se infecteze, să nu aia, să nu aia altă. L-am adus și i-am spus să și castreze. Dacă tot... ce să mai... No. Asta e situația. Trebuie să facem într-un fel să fie bine pentru toată lumea. Bietul meu, motănel, a dat de naiba. A vomitat tot drumul. Noroc că l-am luat în cușcă, pe o păturică. Aici apa termă. Fost o apa termă. Hoții ăștia care fură bani din buzunarul gălățeanului. Și hai că le-am zis așa pe toate, mi-am zis pățania vis-a-vis de ceea ce întâlneam în cale. Da. Sper să fi trecut cu bine de operație, sper să, bineînțeles că domn doctor Gingărașu, un doctor ultra experimentat, problemele care le-am avut cu câinii pe care i-am crescut
mă rog, care mi-au fost prieteni de-a lungul vieții, când am avut vreo problemă, tot la el am venit. Și nu au fost probleme după, nu. Exclus. Deci este un doctor jos pălăria, cu răbdare, cu profesionalism, cu delicatețe, cu, ce să zic, mi-a operat și pro bono. Nu aveam bani pentru un câine la un moment dat, că era timpul când mâncase, era timpul porumbului fiert. Și bătut cineva la ușă, până am venit, până nu știu ce, el a mâncat tot castronul ăla cu porumb fiert, cu porumb fierți. Și ce să vezi, s-a umflat, pentru că nu a amestecat bine, pentru că s-a grăbit să nu-l prind, pentru că. Și nu am mai putut să iasă afară și a trebuit să vin să-l opereze, că a făcut ocluzie. Și uite așa, am ajuns pe crizantemelor. Mă duc la domnul doctor să-mi iau pisoiul, să plec acasă. Sper să fie bine. Întotdeauna a fost bine. Și cățelul, și tot ce am operat aici, tot ce am sterilizat, tot ce am, da. Și pe cei care mi-au auzit din întâmplare, aducând tot aici la domnul doctor, tot la fel. N-a avut nimeni nicio problemă niciodată. Un doctor de excepție. Așadar, gălățeni, nu locoliți. Să știți că operează și pro bono. De fapt, eu l-am rugat, domnul doctor, să știți că n-am bani acum, dar când iau banii, sigur că-l aduc. Nu puteam să amân să lasă câinile așa, că nu putea să iasă afară, avea o ocluzie, să-l las până iau eu banii. Deci exclus. Așadar, omul a înțeles, m-a scris acolo la caietul lui și când a luat banii, m-am prezentat și l-am dus. Ce e așa mare chestie? Oameni suntem. Și domnul doctor e om cu majuscule. Pentru că înțelege situația, înțelege. Sunt situații de viață. Sunt situații aproape fără ieșire, limită. Trebuie să te înțelegi om cu om. N-ai cum altfel. Așa, și mai avem câțiva pași și ajungem și acolo. S-a modernizat și strada asta e ultra faină. Înainte era plină de câini maidanezi, ți era și frică să vii pe aici. Dar uite, s-a dezvoltat și și-au vopsit și ăștia frontispiciu aici. MEAIU, MEANEU, batalionul 284, tancuri, auzi, astea sunt tanchiștii, cu zavodă. Tanchiștii după crizantemelor, da. Și acolo, așa unde aveți, se vede sigla aia, e domn doctor, gingărașul. De 30 de ani îl știu aici. Și cred că tot aici va rămâne, dar un doctor v-a zis, de excepție. Așadar, urmăriți-mă. Știți voi acolo ce vă zic în fiecare zi. V-a plăcut, nu v-a plăcut, exprimați-vă părerea. Aștept cu comentarii, distribuiri, ce vreți voi. Ce vreți voi. Sigur că e după ce vreți voi. Hai, v-am pupat, o zi bună, toate cele bune și multă, multă sănătate.